Bună seara toată lumea virtuală! Vin și acum cu un mesaj video. Vreau să împart cu voi niște idei. Vreau să vin și cu o adresare către unii din politicieni. Mă refer acum la o idee care o susțin mai de mult. Eu consider că toate problemele noastre în societatea asta vine de la ignoranța noastră, de la ignoranța poporului, de la faptul că nu se implică, de la faptul că ignoră politica, că consideră că politica este un lucru pentru altcineva, numai nu pentru popor. Și dacă nu se implică, nu se interesează, habar n-au ce se petrece în politică. Bine, faptul că nu avem niște mass media și poporul nici nu are posibilitatea să se informeze, asta e altă treabă. Dar însăși cetățenii nu interesează, ei nu au treabă cu politica. Și am făcut și un sondaj de opinie, mă rog, atâta cât poate fi el de relevant. Pe o rețea de socializare am întrebat oamenii dacă îi interesează politica, dacă postările mele pe teme politice interesează sau deranjează. Am rugat să răspundă cu da sau nu. Rezultatele erau de așteptat. 7 răspunsuri da, adică oamenii se interesează de politică, un răspuns nu, adică nu se interesează de politică, dar 275 de vizualizări. Adică oamenii văd mesajul, înțeleg că e vorba de politică și merg mai departe, nici nu se închisesc măcar să-l citească sau să răspundă cu da sau nu. Deci asta în principiu e realitatea. Realitatea mai este și faptul că dacă faci un sondaj de opinie și întrebi oamenii în stradă care este diferența între Parlament și Guvern, nici 90%, mai mult de 90% răspund greșit sau nu o să răspundă. Deci asta e realitatea. Oamenii habar n-au de politică, oamenii nu se interesează de politică, oamenii nu știu nimic despre politică. Și unul din motive este faptul că nu avem niște mass media care să-i informeze obiectiv și corect. Acum vreau să întreb detestații noștri politicieni. Tovarășe Dodon, atunci când declară că poporul nu vrea unire, când poporul vrea relații bune cu Rusia, când poporul susține programul socialiștilor, la care popor te referi? La poporul ăsta care habar nu are de politică? La poporul ăsta care nu știe care e diferența între Parlament și Guvern? De ce te ascunzi în dosul poporului? De ce ai decizii și le pui pe seama poporului, că chipurile poporul dorește asta? De ce vrei să faci referendum și să chemi oamenii la referendum să se expună pe probleme despre care el habar nu are? De ce nu-ți asumi omule responsabilitate? Să spui că, uite, facem niște acțiuni, îmi asum toată răspunderea. Domnule Plahotniuc, Diacov, știi din Partidul Democrat, voi când spuneți că votul mix este dorința poporului, la care popor vă refereți? La poporul care habar nu are de politică? La poporul care nu știe ce înseamnă guvern și ce înseamnă parlament, voi îl întrebați despre votul mixt sau votul proporțional? Voi pe umerii cui puneți responsabilitatea? De ce nu vă asumați voi responsabilitatea? Domnule Năstase, doamna Maia Sandu, atunci când ați spus că poporul trebuie să-și aleagă președintele, că pentru că poporul asta vrea și poporul trebuie să-și aleagă președintele, voi înțelegeți în ce țară faceți politică? Voi înțelegeți în ce societate sunteți? Voi înțelegeți că poporul ăsta habar nu are de politică? Și voi puneți pe umerii lui așa o responsabilitate, să-și aleagă singur președintele. Uite, ați făcut-o, l-ați făcut deja pe Dodon președinte. Voi, cu inițiativa voastră de a pune pe umerii poporului alegerea președintelui, ați făcut deja Dodon președinte. Ce inițiative mai aveți? Ce referendum vreți să mai faceți? Sunteți absolut toți lipsiți de responsabilitate. Toți puneți responsabilitatea pe umerii poporului. Vă ascundeți în dosul poporului. Toți faceți populism. Toți evitați discuții publice. În loc să informați oamenii, voi vă ascundeți după televiziunile proprii. Evitați dezbateri publice. Nu încercați să polemizați public. Atunci când Năstase critică pe Plahotniuc. Domnule Plahotniuc, chiar nu ai nicio televiziune să-l chemi pe Năstase și să stați public să vă cereți dreptul la replică? Cum, domnule Năstase, să mă critici? Ia vină la o televiziune să discutăm noi public, să vadă lumea ce argumente aduc eu și ce argumente ai Năstase.
Dar tu, domnule Anastase, atunci când te critică Sergiu Mocanu, de ce nu cer dreptul la replică? De ce nu ieși într-un studio și să explici? Că uite, Mocanu mă învinuiește gratuit, că nu este adevărat. Dar când îl criticați voi pe Mocanu, de ce nu îi acordați dreptul la replică? Domnul Dodon, Datung, campanie prezidențială, de ce nu ieșai să polemizezi la televiziuni publici, să-ți prezinți programul, să arăți că știi ceva? De ce îl trimiteai pe Ion Ciobanu să-ți apere imaginea? De ce fugiți toți de responsabilitate? De ce fugiți toți de dezbateri publice? De ce țineți poporul ăsta întuneric și după aia puneți pe umerii lui responsabilități, faceți referendumuri, vă ascundeți cu voința poporului? Chiar vă interesează poporul? Toți sunteți o apă și un pământ. Nu este nicio diferență între voi. Nici între Dodon, nici între Plahotniuc, Năstase, Maia Sandu, toți sunteți o apă și un pământ. Toți sunteți irresponsabili, toți încercați să vă fufilați la putere și să vă rezolvați problemele proprii. Cam atât am vrut să spun pe anul sara. Ne mai vedem.